tot de la Cași Sfânt, trebuie să-mi pună... Nu, 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 nu. Aici... Aveți vecini. Stos am viat, părinte. Cu adevărat am viat, frate Vasile. Bine ați venit aici la Orhei. Am ajuns în târg la Orhei, la Vasile Lupu. Da. Că lumea îl poreclește târgul lui Șorișel, dar el nu e așa, el e Vasile Lupu. E un oraș românesc. Și acum am trecut pe la Sfânta Biserică să punem câte o lumânare și am pornit o discuție cu dumneavoastră și tare vreau să le transmitem și celor care ne urmăresc. Sunteți în bondiță tare simpatică. Așa e. E de pe regiunea Cahulului, de la Neacostică Cojan, de acolo, de la Colibaș. Eu zic că ne-a unit Neacostică prin așa-i. Portul popular pe toți. Așa-i. E ca un lean, a trecut prin noi toți, la unui căciulă, la unui bondiță. Ce bun ai aici la Orhei? Avem un atelier de croitorii numit Dacina. A, putem să ne ridicăm în... Hai să mergem. Dar nu-i sus, e chiar aici la parter. Și astăzi ne-am spus doamnelor să fie prezente pentru că am știut că vin invitați. Aliona și cu Alina sunt partea atelierului nostru Datina. Aici să știi că a fost tare frumos. Cu 15 ani în urmă aici a fost biserică, pentru că noi ne era frică, am venit ca prima biserică românească aici și ne amenințau ăștia că sectarii ăștia de la Mitropolia Basarabiei și noi ne-am acioat aici că a fost la Moldcop. Am luat clădirea asta în chirie. Iată partea ce se vede, a fost altar, iată ce a fost un altar în partea cealaltă. Și după ce am ridicat biserica dincolo de drum, a rămas aici pentru încăperile asociației. Avem o asociație Filantropia Creștină care face mult bine orheienilor și celor din regiune. Și aici am încropit atelierul ăsta cu sprijinul, iată acolo vedem, ambasadii germane. Ambasada germană. Da, da. Atelierul Datina. A, să știți că e patentat. De câteva zile ne-a venit certificatul de la AGP. Sunteți cu acte regulă, gata. Da, suntem Datina. Și... și ce faceți în atelier? Haine naționale în principiu, dar și dorește clientul în principiu. Dar... și dacă vreau să-mi iau o cămașă acum? Ia binevoiește să-ți alege de acolo. Nu sunt prea multe, că în ultima perioadă s-au cam împuținat comenzile noastre. În regiunea noastră a venit așa o administrație care nu ne prea agrează pe noi și atunci și comenzile noastre au scăzut. Și nici noi pe ei nu-i prea agriem. Nu știu, noi avem o atitudine de toleranță. Dumneavoastră da, dar eu spun de mine. Boia boierul. Și nu se coasa cum se coasa înainte? De cât timp lucrați aici? Păi noi avem de cât timp? Sunt ceva ani. Vreo din 2015, pentru că în atelierul ăsta noi nu doar coasăm, dar facem și instruiri pentru femeile din comunitate. Sunt pentru peste 150 de femei care au învățat a croi și a broda, fi operatori de broderie, gratuit tot datorită germanilor, pentru un proiect al DVV Internațional Moldova susținut de BMZ-ul german. Și dar noi facem pe lângă asta, li profesionalizăm pe femei și nu doar femei, că am avut și un preot care a învățat la noi să coasă. Mai facem și alte activități de educație, cum ar fi cursuri de fotografie, cursuri de... mai scurt aveți activitate socială. Da, și mai dăm și diplomane. Dați să ne vedem ce aveți bun, poate totuși ne găsim, că eu la Neacostică am și cu căciola în cap, poate ies de aici. Că tot suntem o echipă care tot timpul am vorbit despre... micul întreprinzător, micul fermier, micul producător care produce ceva, care aduce plus valoare în societate. Și de asta am susținut întotdeauna pe oamenii care muncesc. Da, adevărul e că încercăm să combinăm ideea de... pentru că după pomenii noi suntem primii, vorba aceea, și prin pomenii și ne cumpără unii. Și de aceea am hotărât noi să facem bănuțul nostru pentru activitățile noastre sociale și culturale, că de multe ori ne implicăm și în activități culturale. Noi pe aici suntem cam singuri sau, am zice noi, pionierii promotorii românismului și atunci ne bucurăm când putem să investim într-o educație copiilor, de a ști cine suntem și unii ne dorim să ajungem. Noi știm, noi trebuie să informăm pe alții. Azi ne-a prezentat și căinuțele, cât tare simpatice. Ce faci, stimate doamne? Lucrăm. Azi nu lucrați. Azi ne arătați. Cum munciți aici? Faceți ie. Facem design, sau aveți, văd, și alt tipuri de haine? Asta sunt lucrări de studenți. Studenți? Da. Și cui vindeți ieile astea? Cui le duceți?
la clienți, vin și dau comandă, clienții mai mult particular în fiecare, fiecare. Da, cu dorințele lui, fiecare vrea în culoare anumită. Și zici, părintele, că în ultima perioadă mai puțin aveți de lucru, că s-au împuținat comenzele, vă boicotează, vă... Și COVID-ul și nu se știe. Noi însă avem un apel către toți cetățenii noștri de bună credință să vină să cumpere o ie națională, o straie. Ne puteți prezenta activa din lucrările dumneavoastră? Noi de-am ne-am apucat de măsurat actei, să nu știu. Actei. Noi facem la comandă, după dorința clientului. Ne spune uzorul. Ia arătați-ne care sunt. Și noi așa le modificăm culorile dorite de client. Adică nu facem noi și dorim. Și cât e o cămașă de asta? 750 în sus. 750. Depinde. Apoi dacă negociem. Depinde și de mărime, depinde de model, depinde de muncă care noi le punem. De acord. Am uși măsurăm noi mâna să vedem și... Da, avem mai multe, adică... Și pentru... Asta pentru bărbați? Da, pentru bărbați. Uzor tradițional? Și torbiță facem. Cred că asta o măsor eu. Și de care mai aveți? Și da, bondițele? De unde sunt așa simpatici? Ia mai scoteți câteva din modele să vedem. Și cum vă găsesc oamenii? Doar așa la orhei? Și dacă vreau să iau una din Italia, cum vă găsesc? Datina Orhei. Pe Facebook ne găsesc Datina Orhei. În principiu suntem aici pe strada Dorobanți 79, biserica. La Orhei Dorobanți? Da, 79. Asta de unde ați scos? Strada Dorobanți. De unde ați scos așa stradă? O rămas înainte de a veni autoritățile actuale. Pentru că iată acum am avut o stradă care se numea Stanislav Buzu, în cinstea unui erou de aici local, care a luptat la Nistru și din păcate ei au împărțit-o în două și au lăsat jumătate lui Gorki. Ceea ce noi nu prea am fost de acord, unii dintre consilieri acolo, de fapt, numai cam eu. Dar în principiu... Dorobanți, da. La Orhei. Dorobanți, ia. Tricolorului și eliberării. Da. Radule, vină cu așa, tu te-ai apucat de măsurat. Treci. Eu vreau să măsor și eu vreau să... Noi de-am ne întreșim. Da. Dar care e cei mai mare? Ți-i strebul mare. Noi ne mutăm, avem un centru social și de curând sperăm cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu acelor care ne susțin să îngropim centrul acela social, acolo să avem și atelierul dat, să avem și diferite spații pentru activitățile pe care le organizăm aici în parohie și asociație. Avem acolo tot și un centru, un azil pentru oamenii străzi care el deja funcționează din iarna asta, o să vă invităm să-l vizitați. Sunt și alte lucruri e cam micuțe pentru tine, Vasile, am impresia. Noi trebuie să-ți facem una la comandă. Cum vă spune ea să vedem? Mulți fete. Eu aș zice că mai mare trebuie să fie. Mai mare trebuie să fie. Mai mare. E o leacă largă trebuie să fie. Mai mare. Încă mai largă. Eu așa cred. Mă, omul nu poartă așa de larg. Portul tradițional. Căciulă am. Păi cât de mare și să acopere unghiile? Eu ca popă, știi cum, trebuie să las loc de spațiu pentru burtă, pentru înșel, dar tu te menții în formă. Ei, da, să rotunjiești. Să rotunjiești, ei? Meteahna anilor. Da, trebuie să ținem, că mai avem. Și cum? Ia, Vasile. Eu zic că e bun. Tot n-am. Păi ce spuneți, stimați prieteni, e bun? Adăugăm, iată așa, albastre două. Așa, albastru avem așa. E fix așa. Da? Așa dar și albastru și... Albastru. E steu ori nu steu? Asta mi-e la urmă. Foarte da? Bine. Nu, e fix așa. Portul nostru tradițional. Înțelegi? Super. Nici nu știi cum este. Minunat. Da? Da. Eu mă duc eu. În... Ca un vânzător bun. Chiar dacă... Cușma, ieia, portul tradițional. Cușma n-are părinte, numai bondiță. De asta noi am vorbit de 100 de ori în toate televizoarele noastre, de fapt, că noi numai un televizor avem. Ori revenim la tradiție, la date, la obiceiuri, la susținerea producătorului nostru, la fetele astea care lucrează cu mâinile lor, ori noi să cumpărăm made in China, și de la Louis Vuitton, că îmblă niște nenorociți prin Chișinău cu cravate de la Vuitton, că dracu trebuie să cele de la Vuitton. Că noi nu avem cămeșile noastre tradiționale. Vuitton le trebuie la nebunii de moldoveni. Așa că, dragi moldoveni, beți-o în gât de aghiazmă.
liniștiți-vă, lăsați voi tonul, mai ales ăștia care vor să ne arate modă în stil Paris. Să nu facem trimitere la Chirița de la Iași, s-au dus la Paris și au venit cu voitonul înapoi. Cumpărați iei tradițională, căciuli, țurcănești, o atingi și lăsați prostiile. Părinte, noi am să publicăm un număr de telefon, un contact. Minunat. Eu de aici, fără asta nu mă duc. Doamne, minunat, părinte. Doamne ajută și să vă înveșmântați frumos de la datina noastră străbună. Așadar, datina Orhei, ne găsiți aici la Orhei. Am un număr de telefon. Aliona, dacă... Ne spuneți un număr? Da. 076-004833. Da, este datină, ne găsiți datină la Facebook. Noi publicăm ulterior și un contact ca oamenii care doresc să telefoneze neapărat. Dar și că al voastră mai simpatic. Dar spuneți cum să îmbracă. Oamenii scriu în comentarii cât stă și așa. E zic și așa. Simpatic. Eu cred că nu trebuie de... Așa-i? Da. Păi oamenii așa au gândit... Mai cumpărăm încă unul. Dumneavoastră le faceți după tradiții noastre? Tradiții, obiceiuri. Sau după... Cei care le rușele din neamul nostru... Am privit o programă în care... în altă parte. Am văzut mulți fac, dar nu chiar... Noi ne mândrim cu neamul nostru. Standarde naționale care... Și cu tradiții și cu obiceiuri și mulțumim părintelui nostru. Cu drag. Tare drag. Hai să vă fac o invitație de a vă închina și la icoane astăzi, Sfânta Duminică, după care tare mi-aș dori să vizitați centrul nostru social-cultural românesc numit Filantropia. Da unde? Tot aici? E peste drum, e chiar aici lângă biserică, e casa aceea de peste râule. Și acolo puteți să vedeți și activitățile noastre sociale pe care vrem să le încropăm. Eu îmi iau, dar eu nu mă mai dezbrați. Nu te mai dezbrați. Numai trebuie să-mi iau cămașa. Radu, ia ține, asta chiar să o duc în mașină. Ținem cu drag. Ce gânduri, părintele meu? Păi, gânduri frumoase, fraților, că așa miroasa schimbare în țara asta și poate ne ajuta bunul Dumnezeu ca să propășim cumva cât tot așteptăm de 30 de ani. Eu m-am răsplătit, părinte, gata. Doamne ajută. Eu mă duc cu căciul în cap deodată și cu ei. Căciul e cam cald acum, dar... Da, eu tot am o căciulă de aceea surcănească, de fapt am două. E mică republica noastră. Și de ce nu le vindeți? Păi, cum să zic eu, acum o perioadă de pandemie, care a afectat și foarte multă lume și noi am zis că avem și specificul ăsta de a oferi și cursuri de... Ca să învețe. Deci ele cumva sunt împărțite. Dar este întru totul adevărat că înainte aveam comenzi din partea primăriilor care își înveșmântau ansamblurile corale, oamenii de prin așa. Lucrurile astea s-au împuținat, ca să nu zic s-a... Aici pe Orhei zici că erau mai mulți. Da, pe aici Orhei. Nu. Mai există un program care... Cred că aveți prieteni adevărați. Dumneavoastră sunteți și consilier. Probabil știți mai bine lucrurile din interior decât să văd la exterior. Dar vă încurajăm să nu cedați. Vă încurajăm să continuați lucrul ăsta minunat. Mai puține ateliere am văzut pregătite să... Noi ne mutăm acolo la un centru social-cultural și acolo ca partea centrului ăsta va fi ca un mic motoraș economic activităților, pentru că este un fel de antreprenoriat social. Vreau să arăt la urmăritorii noștri cămașa ei pentru femei. Vă rog frumos să ne arătați, că scriu mulți în comentarii, să ne arătați ei și pentru doamne. Doamne, domnișoare, iată așa un model, stimați prieteni, avem combinație cu fustă, tradițională, moldovenească. Iată așa mai avem, este. Iată așa, doamna, ne arată că este. Da, merge. V-ați apucat de terorizat. Iată așa este. Orice design noi îl facem, nu-i problemă. Da. Poate vedeți ceva. Adică oamenii să vadă, să cunoască că este și pentru femei. Poate să intre la noi pe pagină. Noi să mai postăm zilele. Adică aveți și actualizat poze de acolo pe pagină. Da, chiar dimineața s-au pus. Da, am înțeles. Dar cu așa material? Nu, aici e eu? Dar dăm la comandă, de pe amul. Păi ce sună ea ca așa cu material? Asta e... Are frumusat. Îi faceți? Pentru bărbat? Da? Așa, cu uzoare, dar cu el.
ca să putem să dați și pentru femei. Rochie, da, asta este pentru femei. Rochie. Și eu la câte zi mare Tamara și pe rochie de vară. Poți asta lu, poți să mergi la. O lea ca să acoperi, nu știu, și gata. Dar poți să fără pantaloni. Iată așa mai este. Cum erau înainte, așa am luat înainte. Fără... Și la ce preț? La ce preț sunteți, spre exemplu, asta? Așa e. Pentru copii, până la 150. Dar pentru pentru doamne. De la 150 în sus. Pentru, și pentru eu lui Cosmin vreau să iau una, dar de care? Pentru doamne tot așa, adică, da? Prieto. Asta e frumos. Noi o să indicăm. Mergem, domn Vasile. Noi acuși o să revenim iarăși, o să mai discutăm. Haideți să mergem și încolo. Mergem așa, stimați prieteni. Da, mergem încolo. Lasă acolo. Nu, cum mă duc să iei de mașină. Nu îți fac griji. Ei, eu de-am nu fac griji. Biserica românească, ia... Eu nu-s de prins să mai filmez cineva, eu dă să filmez eu. Nu ești de prins, dar o să trebuiască să te de prins, domn Vasile. Nu era vorbim, nu-l schimb. Părinte, de unde e ideea cu bisericuța minunată? De când ți-a apucat? Proiectul îi aparține regretatului arhitect Eugen Băzgu. Noi ne-am apucat a o construi efectiv cam pe la sfârșitul anului 2009. Și aici au fost... Inițial a fost o gunoi, știi? E adevărat că acum șantierul ăsta nu arată nu știu cât de frumos, dar în schimb ideile noastre sunt mari pentru acest spațiu. Mai cu seamă pentru că e un spațiu frumos, e ca un fel de antipod a ceea ce vedem de dincolo, pentru că vedeți acolo un parc de distracții în care, din păcate, lucrurile... Orcheilandul, un spațiu de recreare pentru copii, dar din păcate și cu alte conotații care nu dorim noi să le... pe care probabil lumea le știe. Le știe. Ca să nu 2009. Câte autocare aici sunt și vin de fiecare dată și ne-am bucurat ca copiii să bucure orcheieni din lucrurile frumoase și poate cine știe să vor îndrepta lucrurile și la orchei. Foarte frumoasă biserică. E un stil, aș zice eu, românesc cu un pic de modernitate, pentru că avem suprafața asta de sticlă, sub vitrale și ce important, am pus aici toate picturile sunt sfinți români și îl avem acolo sfinți central români, da? Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, crocitorul bisericii noastre. Poiana Mărului? Da, da, deci e o zonă undeva din Vrancea. Din Buzău, pardon. Buzău. Din zona Buzăului, de acolo unde până la urmă a fost un călugăr rus ajuns în timpul reformelor Petru I și a ajuns în părțile românismului și aici România și-a construit două mănăstiri, dintre care una la Poiana Mărului și a avut foarte mulți ucenici. Acolo l-avem tot pe un Vasile, Vasilea nostru, noi zicem Super Vasile. Super Vasile. Super Vasile și Clopotarul, Super Vasile la noi și Zugravul, Super Vasile și Palamarul, el și șoferul. Și iată. Mai sunt Super Vasile în țara asta. Da, 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 da. Bisericuța mai are încă, dar arată... Iată, aici încercăm să ridicăm și o clopotniță aici pe râuleț. Chiar clopotniță pe râuleț? Da, aici da. Unui podul ăsta, da? Da, vom trece pe aici, fi o trecere pe de sub. Aici va fi un lac, încercăm să amenajăm. Faceți un fel de lac. Da. Aveți idei bune. Idei să vă ajute bune. Dumnezeu. Parale puține. Nu, no, parale tot timpul sunt puține. Parale sunt puține. Chiar și centrul ăsta care l-am început a construi, în parte și cu ajutorul Guvernului României prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, și cu, în mod special, cu susținerea parohiei și altor donatori, avem la subsol, am zis, un centru pentru deplasament pe timp de noapte, pentru oamenii străzii și acolo am avut, sunt deja peste 20 de beneficiari ai centrului. 20 beneficiari, 20 da? 20 de beneficiari, da. Construcția prin toi. Dumneavoastră sunteți constructor. Da. Aveți grijă de... Aici o să fie un auditoriu. Sperăm că o să fie gata poate până în sfârșitul verii, în care vom face și activități. Aici urme ale cablului când ne-au mai și furat. Și intră și nebunii și fură. Mai intră, nu două, trei ori tot o intra. Și aici dumneavoastră pentru activități... educativi, pentru formări, pentru cursuri, pentru simpozioane culturale românești și așa mai departe. Iată și acolo tot un spațiu de genul ăsta sus, foarte la etaj. Frumos. La etaj e un pic altfel, pentru că cu strădania unei campanii de fundraising de pe Facebook, dacă ne permiți, da, dăm link-ul
O să siguranță. Am făcut ceva mai mult în, la începutul primăverii astea și ne-a reușit să amenajăm câteva spații. E, deja aici e aproape de... Aici e aproape de gata. Și aici avem niște manichini de instrucții pentru... Avem un proiect european și pentru incubatorul de sănătate. Iată, avem niște... Ne-au adus tot furnizorii din România, apropo, niște oameni deosebiți care au început o activitate la noi în Moldova. Și primii clienți am fost noi, Asociația Umanitară Filantropia Creștină, care o să încercăm să învățăm tinerii a face o resuscitare corectă, a face tinerii să facă... Poate că ei trebuie să facă școala, de fapt. Din păcate, școala nu are asemenea echipamente, dar datorită acestui proiect european pe care îl implementează Filantropia Creștină, avem 5 incubatoare interesante. 5 de incubatoare. Literatură română, avem de medicină, de muzică, antreprenoriat și mai era unul și de medicină, parcă le-am spus pe toate sau nu. Și de croitorie. Croitorie, da, aia croitorie rămâne aici sau vreți? Croitoria o să o aducem în spațiu ăsta, dar mai sus avem spații de cazare, o să avem pentru femeile cu probleme. De multe ori sunt victime ale violenței domestice și că avem nebuni de tătă mână. Vin polițiști, mă, părinte, n-ai ceva, că ei știu că avem pentru oamenii străzii. Măi, nu e spațiu pentru femei. Nu e pentru femeile. Și am dus și am făcut niște cămeruțe, poți să le vezi. Aici, iată, încă sunt foarte frumos. Și va fi probabil primul centru social cultural românesc care se îngrijește de aproapele. În principiu, Biserica Ortodoxă Română întotdeauna a avut feeling-ul ăsta de a fi aproape de aproapele. S-au făcut primele spitale, primele activități. Întotdeauna au fost biserica aproape de... Promotoare, într-adevăr, a lucrurilor frumoase. A fost și școală și spital, biserica au fost... Acum ni se dă în cap și ni se spune că... Da, da. Iată aici... Dar noi rezistăm. Rezistăm așa. Foarte frumos. O priveliște frumoasă. Undeva prin 2013 am adus crucea aceea maramureșană în memoria victimilor sovieticilor pentru și am inaugurat-o la 28 iunie când a fost ocupația către sovietici și se arată frumos, nu știu. De aici haideți că încet, încet, e important că nu vă opriți. Și apelul nostru e către cei care au potență și au dorință de a contribui și de a ajuta, pentru că sunt chestii sociale. Că nu tot iei cu tine în viața asta. Iată și ziceam de spații, cele pe care le pregătim. Acum, deocamdată, e un depozit pentru toate bunurile care le aducem. Le aducem, sunt multe bunuri care le aducem din Olanda, nu știu ce, și le distribuim oamenilor nevoiași. Dar iată... Dumneavoastră aduceți bunuri din Europa, din Olanda, nu știu, și le distribuiți celor care au nevoie, deci da? Distribuim și, nici nu știu, cred că peste 40 de spitale electrice am distribuit în primăvara aceasta, asociația noastră. Uh-huh. Diferite materiale, echipamente medicale. Scaune. Scaune. Pentru cei care au nevoie. De asemenea, ce mai... dulapuri, cearșafuri, tricouri, multe, multe alte bunuri care lumea... Care se necesități. Eu știu, poate sunt aproape de a fi termen de expirare, de a fi nou. Noi, pentru noi sunt buni întotdeauna, la dânsă sau alte rigori, dar noi, din păcate, suntem... Sărășia noastră dă de-a dreptul. Cea mai săracă țară din Europa, așa? Păi și nouă ne place statutul ăsta să fim cea mai săracă, că am putea trăi și noi decent lângă frații noștri, dacă... Păi. Și iată biserica minunată. Uitați-vă și priveliște avem noi de aici. Și aici o să fie un lac cu punte. Da. Pare ai planificări serioase. De mi-ar ajunge viața. Vă ajunge, vă ajunge. Dumnezeu are grijă de ăștia care vor să fac ceva în viața asta. Iată aici sunt scaunele, pentru că și la biserică am scos... Și aici vor fi camere pentru da, femeile pentru care... Cu copilașii lor, aici o bucătărie comună, cu un baie, cu un veceu. Foarte și cam asta. Părinții avem aici ajute. Deja echipamentele, iată... A, dar nu prea spun prea multe, că ori mai nu da, mai spune. Iar scoți ori da. Așa e. Mă, dar avem și de ăștia, mă, nenorușiți care se bagă și la biserică da, să fure. De două ori ne-au spart biserica și centrul de câteva ori. Nu neapărat că au vrut ceva, deci nu hoți importanță. Eu știu, lipsa de educație a multora, din păcate, ne face pe asta. Vedeți, de asta trebuie să vorbim cu oamenii care sunt gospodari. Noi... Avem o lipsă de comunicare în societatea asta. Sunt oameni care neapărat, nu neapărat ies în prim plan să arăt cât este de importanță, dar au realizări, care au
planificare serioasă și nu se ocupă cu demagogie în toate televizoarele țării. Preoți, oameni de bună credință care știu ce au de făcut. Oamenii străzi au de obicei Vasile pe acolo e deschis, au o intrare separată. E deschis acolo. E deschis, da? Da? Okay. Oamenii străzi. Păi ăsta e a nostru. Stă-s-a mea. Și te-am văzut pe lorcheie făcut să vin să mă salut. Așa e. Mă duc să văd părintele. Radu. Iată așa, stimați prieteni, port tradițional, limba, țara. Neamul. Și neamul nostru. V-am stricat tot. Moldovenesc, românesc. Speranța noastră. V-am mulți ani, domnul Vasile. Și aici e spațiul de care vorbiți dumneavoastră. Spațiul care a fost finisat cu suportul unor prieteni din Germania. Da, e un spațiu. Aici avem un pic de... Da, aici e o garderobă socială. Oamenii vin aici și aduc hainele, tot din Orhei, vin, le pun și ceilalți săraci vin și... Ar fi un exemplu pentru alte centre raionale. Să facem un fel de garderobe sociale. Vin foarte mulți oameni și nu doar garderobe sociale. Iată, avem aici două mașinuțe destul de bune, una de uscat și una de spalat. Ele se utilizează pentru oameni. Și cei care nu au acasă condiții să-și spele rufele, vin aici la biserică. Voluntarii noștri și le chiar vin voluntarii, ți le iau de acasă, le aduc. Deci noi avem programul ăsta încă din timpul când am activat în cadrul misiunii sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, iată una dintre organizațiile cele mai importante de asistență filantropică din țară. Da, sigur. Și exemplul ăsta l-am luat și chiar și mașinile sunt din cadrul unor proiecte la dânsă și stilajele de asemenea. Dar asta e. Și dacă n-am pantaloni, vine și ți-a. Da. Dacă îți găsești pe mărime. Deși oamenii vin și își iau cu cutiile pentru că au nevoie cu familie. De toate cele. Da. Și aici este centrul nostru pentru oamenii străzii. Ei vin, au parte de televizor, au parte de baturi. Paturi și acolo este tot. Da, mai sunt câteodată, ni depășește, sunt mai mulți. Un mătras și jos, dacă ai unii dorniși o leacă, e cald. Mai este spațiu și... Iată așa. Iată aici e bucătăria, pentru că îți face mâncare. Îți face și mâncare. Îți face mâncare dimineața și seara, le se dă mâncare. Da? Și iată aici e încă un spațiu care este specific pentru femei, în mod special. Atunci e aparte, chiar dacă sunt oamenii străzi, e aparte. În stradă dorm împreună. Da. Televizor și aici și asta este. Și liliac, iau și frumos, părinte. Da. Să mai spunem că nu avem... Da. Păi avem asta oameni... Asta e centru... Dintr-o casa bucată. Sfântului Spiridon. Iată aici stă Sfântul Spiridon, ocrotitor al oamenilor fără casă din Orhei. Dacă cam astea sunt proiectele noastre, domn Vasile. Cam toată Moldova e fără casă, frate. Casa noastră e partea aia la altă. Da. Sau e pe jumătate de casă. Nu suntem încă acasă. A cincea parte din casă. Încă nu suntem acasă. Da, avem și noi o sărăite și... Avem de dus acasă toți. Da. Da, o ducem acasă. Da. Drumul e corect. Și oameni ca matale sunt necesari să te binecuvânteze Dumnezeu pentru tot ce faci bun. Și îndrumez multă lume derutată. Ai o misiune complicată, nu te invidiez deloc. Să știi că lucrurile până la urmă nu sunt într-atât de a ne pune pe baricade, indiferent de ce partide n-am fi. Da, nu e vorba de baricade, e vorba de misiunea pe care ți-o asumi. Eu vorbim despre asta a preoției sau vorbim despre cea... În general, pentru că e toată una. Că nu facem delimitare deloc între preoții. Mă tare faci mai mult decât unul de care spune și e plătit de stat să facă lucrul ăsta. Și atunci... Uite, există orgoliu ăsta și mândria asta când vezi că statul nu-l poate ajuta din cauza unor chestii birocratice. Păi nu are buletin, înseamnă că nu există. Iată, am avut așa situații. Băi, dați, ajutați-ne la centrul ăsta, pentru că nemțeles că vă dau parale, Sergiu, îți dau parale, dar vezi măcar două salarii să le asiguri Consiliul Raional pentru cei care lucrează aici. Pentru că sunt patru oameni plătiți aici, supraveghetori de noapte. Ei, bine, că mi-au semnat toți aici, cei mai mari raioni, au semnat că nu ajută cu nimic.
nu dau nimic. Păi da, arată la toate televizoarele că aici se dă, se face, aici curg râuri de miere, banii stau pe marginea drumului, n-are cine să-i strângă. Totuși, când e vorba de lucruri concrete, exact cum e în cazul dumneavoastră, bani nu sunt. Cooperarea cu administrația publică locală de aici? Păi sub zero. Sub zero. Pentru că în anumite contexte chiar am observat anumite situații destul de penibile. Când, iată, vreau să dau la o grădiniță niște mobilier pentru copii și îi spune, îți cumpărăm nou, dar numai nu lua de la aga. Da. E bun și așa. Păi da. Matale, du-te la toți și îi spune, că vă aduc eu, poate faci și toate primăriile. Așa. Exact așa i-am spus directoare. Zic că, doamnă directoare, ai grijă că este alegi cu ceva nou. Înainte de a le spune, este alegi cu ceva nou, că n-a să accepte. Și într-adevăr așa a fost. Pe de altă parte, ce se întâmplă aici, eu am impresia că banii în Republica Moldova totuși sunt. Sunt. Sunt bani, fraților. Închipuiți-vă dacă Consiliul Raional este incapabil să dea zeci de milioane pentru iluminatul stradal. Atenție! Iluminatul stradal din toate satele din banii bugetari. Deci de la Consiliul Raional, orhei, nu-i de la nu știu ce partid, nu-i din buzunarul nu știu cui. La fel ca și multe din alte drumuri. Ca să nu zic, de la... Acum vreți să fac un drum de la Susleni până la Jori. Au fost niște negocieri în decembrie de 54 de milioane. Acelea tot sunt bani bugetari, nu cineva dă nicio bănuț. Au fost într-adevăr, din câte să știi, niște infuzii de bani din partea unor asociații sau niște companii conexe de pe acolo, din Chișinău, care au făcut niște lucruri inclusiv și la Orheiland și alte lucruri. Dar, în general, alocațiile bugetare, care mulți zic că echipa lui nu știu care, da, echipa nu știu cine, astăzi banii dumitalii, ai mei și acelor care contribuie prin salariile și prin toate impozitele la bugetul local și general al țării. Și dar e adevărat că s-au și făcut multe lucruri. Și se văd. Dar eu cred că se poate de făcut în orice localitate. În orice localitate. Ceva, fără demagogie și fără propagandă. Fără demagogie. Și... Pentru că dacă folosești banul din bugetul de stat, fii bine și spune că e de acolo. Nu zic că banii lui echipa lui nu știu, unii din Consiliul Raional, fel de cât de la Tel Aviv. Da. Ei, în fine. Tot s-a înviat și Doamne ajută, părinte. Mă bucur să vă cunosc. Eu n-am stat niciodată de vorbă. Să vorbesc, să stăm, să punem țara la cale. Dar cred că astăzi... Meu, eu cred că până la urmă tună și ne adună și pe cei buni. Dumnezeu lucrează prin oameni. Așa că să dea bunul Dumnezeu. Și dacă nu-i trimis până aici, înseamnă că nu degeaba. Nu degeaba. Ne ducem mai departe. Mergem să vorbim și cu doamna. Doamna, aveți oameni aici la centru? Da, astăzi e o zi de duminică când lumea e liberă. E cald, s-a dus la piață. Nu. Da, și duc și la piață, dar e liberă și noi așteptăm. Care? Eu că numai și-au fost două doamne de la Chișinău și-au adus donații pentru cardioba socială. Și eu zic, hai să vă iau vreo nume încolo goași. Nu, doamne ferecă. Cu siguranță, după video de azi o să vină mai mult. Dar măcar de unde sunteți? De la Chișinău. Zic, tu cum ai ieșit, au ajuns. Așa e. Da. Sunt oameni frumoși peste tot. Sunt, da. Mulțumim că vă pasă și vă implicați. Cu Doamne ajută și să facem. Trebuie să ne implicăm oriunde și oricând. Că dacă vom fi indiferenți, apoi mergem tot pe calea care ia că o parcurgem de atâția ani. Și nu putem să ieșim la mal. Nu putem ieși la mal, că suntem indiferenți. Cineva când ne apropiem de mal, ne întoarce înapoi să notăm în direcție opusă. Indiferentă, da. Asta este. Foarte bun remarc, stimată doamnă. Mă duc aici, conexiunea slabă, suntem totuși în subsol. Ce să vă spun? Dragi prieteni, vorbim cu oameni gospodari, vorbim cu oameni care au atitudine, care au inimă, care au suflet. Și aici la Orhei l-am găsit părintele Sergiu Aga, care este și consilier local, și consilier raional. Este și un bun creștin care are grijă de cetățenii comunei, satului, orașului. Cum zice prietenul nostru, mai radical, nu este Dumnezeu. Și colegii mei care sunt lângă mine. Ionic, felicitări! Sunteți o comunitate frumoasă aici. Doamne ajută! Eu sunt de aici, doar nu locuiesc, dar nu contează. Vin aici acasă, fiindcă aici ești acasă. Copilăria mea aici e părinții mei, bunii mei, din părțile Orheiului, din... și prieteni care am învățat împreună cândva. Toate că am fost mulți ani prin străinătate, dar oricum de aici vin. Sunt haiduc orhean și eu. Vasile, și broaștele vor să vorbească. Și broaștele. Oamenii au venit să ne susțină, aici de la Orhei? Cum vă spune? Preanova.
Breano. Cum e? Ca la Moldova, nu vezi cum se face. Capiți tot. Dar este loc de mai bine, domnule. Se poate făcut dacă ne-au stăruit. Dacă ne punem efort să ne unificăm, da. Efortul a să fie mai mare. Unii, unul, nu-i putere, unii-s doi. Puterea crește. Dar la noi că unii-s doi moldoveni și atâta. Noi trebuie să prezentăm oamenii. Dar prezentați? Domnii, familia Frunză, care pe data 10 a fost la noi războiul cu mașina BMW, care noi am întors-o cu succes înapoi. Stați că eu am rămas în urmă, că eu nu vă mai țin minte. Matale cu BMW-ul de 15.000 de euro. Oligarhul. Da. Oligarhul. Deci ca să spunem la toți urmăritorii noștri, noi problema am hotărât-o. Noi am dat, am întors mașina, noi am încheiat contractul cu MOBA, adică nu mai avem nimic. Da? Ia zi, ți-o luat Ligianu cu bolturi înapoi? Nu a luat, că e vreo vopșe să o dăi la gunoi, dar nu știe cui. Știu că sunt matale. Da. A, după ce am făcut filmul, eu... Da, dar mulți ne treabă cât am plătit, cât ți-am plătit. Și cât ai plătit? Eu nu am plătit la nimic. Un cuvânt bun. Un cuvânt bun și am făcut. Eu am fugit mai departe, că eram supărat că nu prindea internetul și m-am trăznit și m-am dus. Dar m-a sunat toți șefii. După asta, domnul Vasile, noi rezolvăm, gata, facem. Deci, a fost problema? Nu-i problema, s-a hotărât problema. Adică da. Noi ce promitem, aceea e fața. Da. Da. Dacă doamna dreptul o porne, că multă lume întreabă, dar cât îi plătești la Vasile că vine? Da, da, spuneți-mi. Nu plătești nimic, băieței. Nici cu gândul că vă dați la urmă. Oamenii sunt mulțumesc că s-au rezolvat problema. Noi trebuie să plătim cu sovestea noastră și cu... Mulțumim ne uităm cum se duce lumea și în ce bortă noi ne ducem neam. E că nu m-am așteptat. Vezi, lucru bun făcut întoarce când nu te aștepți. Ia cu de alți mai degrabă. Da. Mulțumesc, stimată doamnă, pentru mesajul bun. Da, și știți că e... S-a dat de la Rusia ca să duci în sus. Să uite, dar rău nu se uită. Așa e. Binele să uite, la e adevărat. Uită, dar în schimb, iată, ne-am întâlnit aici și ne-a spus exact întrebarea moldovenilor. Dar cât îi plătești la Vasile? Dar nu-i mie plătește nimeni nimic. Omul ăsta crede în niște lucruri. Cu benzina lui, cu mașina lui, cu vorba lui, cu tăta lui. Și da, ați văzut că tremură fundul la vagabonzi ăștia. Dacă așa trebuie să curați tăți, dragii ăștia de prin țară, e tăți, că e de-am aici, e ca fornicare, mișu. Trebuie dat cu niște o travă în ochi. De ce? Da, puternic. Puternic, care... Veniți cu noi în echipă. Da. Gata, e ca Ionic la noi răspunde de orhie, el e șef aici. Ne ducem? Da, mulți ani. Mă duc să le arăt biserica înăuntru, așa m-au rugat internauții. Dragi prieteni, vedeți, încă o dată confirmăm prin o întâlnire neplanificată la orhie cu domnii care au scăpat de Mogo. Sper să fie discuiat. Să vedem și înăuntru. No, gata, un cuietul. Tati Valentina! Tati Valentina! Încercăm să intrăm și să vedem bisericuța înăuntru, că multă lume ne-a scris că vor să vadă biserica cum arată. Dragi prieteni, suntem la Orhei. Cei care nu știu, nu este moșia lui Ilan Șor. Este o comunitate de oameni liberi. Da, derutată după 30 de ani de bandiți, fel de fel. Ilan Mironovici doar au pus banii bugetari la loc și gata. Și asta a derutat foarte mult societatea. Ia că au făcut, ia că el fură, dar ne dă și nouă. Dar dacă vorbești cu oamenii și le explici că ăștia sunt bani bugetari, că ăștia sunt banii furați de la noi, de la toți odată, oamenii încep să se trezească la realitate. Ne ducem mai departe să vorbim. Haideți să vedem și că oamenii care n-au fost niciodată vor să vadă biserica în interior. Da, e o bisericuță relativ micuță. Da, foarte frumos. Ne pregătim, deși a spune ne pregătim fără a avea resurse să facem pictura, e destul de greu. Dar oricum, ne dorim foarte mult ca să începem pictura. Ziceam că e un stil asemănător cu cele de la Putna, ca ștefănești, un stil ștefănesc. Având și atât cât de frumos se vede în partea cealaltă. E adevărat că suntem acum fiind încă în construcții, de curând am schimbat și am pus pardoseala cu apă, cu căldură. Am făcut încălzirea prin pardosea, dar e greu, e greu. Ce să zic acum? Frate, ăsta bisericile se făceau într-o 100 de ani, matale, cât vrei. Da. Ești tânăr de tot, încă ai 100 de ani de trăit, încă și de făcut. O termin pe asta și te apuci de alta, eu sunt sigur că dacă te-ai apucat și zici... La rezina, cu binecuvântare în aupra Sfântului Petru, până ne trimite întăriri, sunt și acolo paroc și vrem din tot sufletul să facem și o biserică românească acolo la rezina,
acolo pe malul Nisului, să vadă de dincolo. De dincolo, da. Important e să facem lucruri frumoase. Acum, nu contează să facem biserici mari, pentru că nici nu ne ajung banii și poate cineva are... Mici, frumoasă, dar credința să fie tare. Da. Că poți să fii creștin dacă vrei peste tot unde te prinde timpul, dacă crezi cu adevărat. Foarte frumos. Așa este. Deja avem unde trecem pe la Orhei. Vă aștept cu tot dragul, fraților. Vă aștept cu tot dragul și... Ce ecou. Ia zi-ne o cântare, frate. Ce cântare? Să vedem cum e ecou. Ok. Da, mergem. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din moarte viață dăruind. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace și binecuvântare tuturor românilor de pregătire. Amin. Amin. Pe această notă minunată m-am umplut de energie și de duh. Mă duc să lupt în continuare cu fără de legile și cu șarlatane de pe toate colțurile țării. Avem mult de lucru în campanie. V-am cuprins. După mutra mea lușit să vede că sunt fericit.